Președintele PSD, Marcel Ciolacu, nu a confirmat informațiile care se vehiculează în spațiul public, conform cărora primarul Sucevei Ion Lungu de la PNL va candida la alegerile parlamentare din partea PSD, după ce a declarat că decizia privind candidaturile aparține Organizației Județene Suceava. Marcel Ciolacu a glumit spunând că l-așteaptă și pe Gheorghe Flutur în PSD. Nu am avut această discuție. În primul rând, acest lucru e atributul organizației județene. Domnul Lungu n-a fost primar PNL, pare. Deci mai avem la dispoziție o lună de zile, până pe 17 octombrie. Trebuie de făcut să se ducă candidaturi. În decurs de o săptămână, 10 zile, vom da și astăzi. Referitor la domnul Lungu, vă anunț astăzi aici, că am spus în comunicatul care l-am dat, nimeni din județul Suceava care nu este membru PSD nu va face parte pe acea listă. Dar dacă va deveni membru PSD? Dacă se înscrie? Nu știm. Vom vedea atunci. Atunci din nou adunăm, facem un birou permanent, un consiliu politic județean și vom hotărâ. Eu mi-aș dori, poate vine și domnul Flutur în PSD. Nu am nicio problemă.